1,3 milioane de lei. Aceasta este suma totală a amenzilor aplicată până acum de către oamenii legii moldovenilor care nu au respectat măsurile de prevenire și combatere a noului tip de coronavirus. În consecință s-au aplicat amenzi în valoare de 1,3 milioane de lei după ce au fost întocmite 24 de procese verbale persoanelor fizice, 19 agenților economici și 24 transportatorilor de pasageri. Amenzile au fost aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse de autorități, normele de igienă, restricțiile de transportare a călătorilor, pentru nesubordonare și comportament agresiv în raport cu angajații sistemului medical și alte abateri. Menționăm că din momentul intrării în vigoare a prevederilor cu privire la înăsprirea și aplicarea pedepselor pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului COVID-19, polițiștii au documentat 66 de cazuri.